Salutare! Tocmai mă întreb la un nou eveniment foarte important organizat de Tu Performant, denumit Influencer Jukebox, unde vom învăța cele mai tari trenduri legate de influencer marketing. Deci dacă creezi conținut, fie că e pe Facebook, fie că e pe Instagram, fie că e pe YouTube, te sfătuiesc să vizionezi video-ul ăsta până la final. La evenimentul ăsta o să fie 3 invitați speciali, 3 speakeri. Unul dintre ei este Bogdan Pricope și să sperăm că ne va spune cum să ajungem și noi la un număr de 200.000 de abonați. Poate ar fi o idee bună, nu? Hai să vedem. Apropo, dacă sunteți curioși cum fac fundalul acesta blurat, ei bine, cu noul Samsung Galaxy S10 Plus este floare la urechi. Și apropo, ce am în urechi? Nu e aparat auditiv, sunt niște căști de la Creative pe care mi le-am cumpărat și sunt foarte tari. Abia aștept să vi le arăt și vouă. Acest eveniment care se numește Influencers Jukebox și de ce se numește așa. Noi la bază suntem o companie de affiliate marketing. Practic noi am creat o platformă online unde în momentul de față sunt 750 de magazine online care caută persoane cu care să colaboreze pentru a-și vinde produsele. Afiliații sunt acele talente digitale care au capacitatea de a genera trafic în mediul online. Puci și în două săptămâni încerci să primești produse și apoi vin banii spre tine și stai bine, mersi. Nu e așa? Nu după două săptămâni încerci brandurile să fac? Totdeauna. Da, și cu asta mă confrunt cel mai mult. Am o grămadă de fete care scriu în privat. Ei, uite, m-am apucat și eu când primesc produse. Și încerc să le arăt perspectiva reală. Uite, trebuie să ajungi să muncești ceva până să primești acele produse și chiar și așa nu e nimic garantat că o să ajungi să primești acele produse sau că să ai proiecte plătite. Pentru că și eu când am apucat, făceam un hobby, am făcut-o, nu știu, 2 ani până am ajuns să primesc primul produs și încă 3 până am ajuns să primesc primii bani din treaba asta. Așa că e și un pic de noroc aici, dar e de multă muncă. Cum zicea și Rus, nu e ceva ușor neapărat, nu e nici cel mai greu job acum, să fim serioși, dar... Apropo de asta, una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le-am primit la înscriere a fost cum reușiți să ajungeți la brand-uri și să aveți proiecte. Și datoria mea e să o trasez mai departe. Cum ați reușit? Ok, a durat un an, doi, dar în cele din urmă cum s-a întâmplat? Muncind. Constant. Muncind și toată, a zis secretul ăla, nu? Domnul, că așa muncind, zis secretul ăla. Secretul e să vii la astfel de evenimente și să vorbești cu cine poți, pentru că în momentul în care ieși tu un nimeni, nu o să cunoști pe nimeni și, na, poate bagă cineva în seamă și încet, încet, așa, de la eveniment la eveniment, mai cunoști pe cineva, prin cineva ăla poate mai cunoști pe altcineva, la alt eveniment mai cunoști pe cineva și încet, încet, dar în spate trebuie să ai o bază de content ca să poată să vină brandurile la tine. Așa, dacă te duci tu cu, indiferent cât ai început și ai făcut în câteva luni 20.000 de abonați, sunt alții care fac foarte mulți bani cu 20.000 de abonați, dar tu dacă te duci la brand-uri spui să rămână, sunt și eu, nu mă știe nimeni, deși mă urmăresc 20.000 de oameni, dar în zona asta nu mă știe nimeni, nu o să se răspundă. Ok, deci spui că este important să ajungi la evenimente ca să interacționezi cu brand-uri, să faci un networking, să creezi o relație și nu neapărat cu brand-uri, oricine. Zona asta, pentru că nu știi cine te poate duce la cine. Ok. Deci trebuie să faci un network. Bază de cunoștințe cât mai mare din toți. Nu neapărat brand-uri, nu neapărat agenții. Că nu știi niciodată de unde vine relația care îți va aduce primul proiect. Ok.
De asemenea, cum ai spus și tu, e important să ai conținut, e portofoliul tău până la urmă. Dacă tu te duci doar cu 3 postări odată la 3 luni, nu arăți că ești serios, nu arăți că meriți, practic, să ai acele proiecte. Și pe lângă asta, ce m-a ajutat cel puțin pe mine, nișa mea de beauty și lifestyle, nu știu dacă se aplică și la altele, să fac postări și în momentul în care fac acel conținut de care vorbeai, să dau tag și brandurilor pe care le folosesc eu în mod curent. Și am început după vreo un an jumate să ne caute, pur și simplu. Am fost căutați doar pentru că ne vedeau pe internet firmele și la agenții mari. Și de asta zic că eu așa sunt obișnuită să fac banii. Lumea mă caută pentru că deja am ajuns la urechile lor. Da, și mers la evenimente și dat tacuri, de tacuri. Deci încercați-le de toate și vedeți ce vi se potrivește. Și acum sunt două diferențe de existență pe internet ca și creator de conținut. Fie vrei să fii creator de conținut care să aibă campanii și să aibă acces la agenții, sau fie vrei să fii un creator de conținut care vrea să construiască ceva a lui. Fie că vinzi ceva sau ai un talent sau faci ceva. Sunt două imagini total diferite. Dacă vrei la agenții, ai nevoie de o imagine. Dacă ești tu pentru pasiunea ta și ce vrei tu să vinzi sau să creezi pentru tine business-ul tău, e altă imagine. Acum fiecare știți ce... Cum procedați voi, în general, în cazul unui brief? Dacă aveți un set de reguli, vă discutați, însetați o colaborare cu o agenție sau un brand, dacă tot timpul, adică aveți un scenariu sau sunteți atenți la anumite lucruri, nu faceți niciodată, nu știu ce acțiune, că băi, nu știu, unbox, nu știu, abarba. După ce criterii vă direcționați voi în discuții? Ideea e că dacă vine un brand la mine, dacă se potrivește pe ce-mi place și mie și pe comunitatea mea, bine, dacă nu și din contră îți va face să-ți pierzi credibilitatea pe mai departe în fața audienței, aia este ceva, deci dacă ți-ai pierdut credibilitatea în fața audienței, practic ți-ai încheiat cariera. Aici exact ce vorbeam despre diferența dintre, cum ziceam, influencer și creator de conținut. Că influencer, de-aia s-a stricat, că sunt ăștia care vor doar faimă și acceptă toate produsele gratis, când n-ar trebui să fie gratis, eu nu fac partele. Decât poate dacă vreau un prieten să-l ajut sau ceva, ci să acceptați partele, nu mi se pare o idee bună pentru că vă strică pe voi. Vă strică vouă ceea ce doriți să faceți, să câștigați bani, nu? Adică eu mereu le zic, că sunt mulți care scriu, dar ce adresă să strimit produse sau nu știu ce zic? Nu, îmi pare rău, dar nu-mi trimiteți, că nu-mi trebuie, adică nu mănânc produsele alea sau nu-mi țin de foame sau când vine chiria, nu pot să plătesc produsele respective. Mai vorbim puțin despre partere, deci să înțeleg că toți trei sunteți împotriva partelelor, indiferent că este un influencer mai la început de drum, mai avansat, mai... Deci, ca idee generală... Nu că sunt împotriva, nu știu, voi știți, v-am zis, fiecare își alege, știe ce își dorește să fie pe internet să ajungă. Acum fiecare nu am zis. Voi știți cât de jos mergeți? La ce vă opriți? Până aici. Dacă produsul valorează cam cât ar valora bine, și da. Video și ție chiar îți trebuie, ok. Așa, dar să fie clar că iau produsul pentru că, da. Uite, valoarea videoului meu sau postării sau articolului este atât, dar chiar îmi trebuie telefon sau chiar îmi trebuie mașină de spalat sau orice altceva sau trusa asta de machiaj, orice. Dar așa să iei doar ca să iei ceva, mai bine stai liniștit și mai aștepți. Mai muncești ca să ajungi să iei bani. Cum se întâmplă de obicei cu brief-ul? Primiți brief-urile foarte clare și voi doar urmați, discutați, creați împreună. Cum se întâmplă? Cum preferați să se întâmple în general? Ce se vorbește în prima fază se respectă? Păi prefer cu contract tot timpul și să fie lucrurile foarte clar scrise în contract. Ei tot timpul vin cu niște idei care de obicei nu prea se aplică în lumea virtuală și după aceea trebuie să stai să le explici. Uneori e foarte greu să îi faci să înțeleagă că e mai bine cum zici tu, pentru că tu știi ce e acolo. Și da, sunt discuții, dar e foarte important ca să ajungeți la niște idei comune, dar notate neapărat într-un contract, pentru că altfel sunt urât. Urât. Și spui că nu se potrivesc în online pentru că ei vin cu un backup de TV? S-ar potrivi pentru TV sau? Gen de TV sau nu înțeleg cum ar trebui abordată reclama pe internet, adică ei vor din aia, ca pe TV.
cumva vreau așa și nu poți pe internet să faci de arte, că nu ești publicitate. Da, nu. Cum ar trebui să vină? Cum ar trebui să... Ce ar trebui să spună un brand când vine la tine? Ce ar trebui să spună? Da, ce ar trebui să-și ceară? De obicei, cel mai bine e atunci când îți zici avem produsul ăsta, îți prezintă produsul și spun cam ce ar vrea să atingă produsul ăla. Și atunci îți lasă pe tine, tu să le faci propuneri, să le spui. Uite, eu pot să-ți fac produsul așa. Și tu îți vedeai mai multe opțiuni și ei să-și aleagă. Cum gestionați lucrurile? Cred că este și o problemă de educație, într-un fel, aici. Adică trebuie să discuți și să comunici eficient cu unul de partea cealaltă a e-mailului, să-i explici fix ce ai spus tu. Adică eu cunosc comunitatea cel mai bine, eu știu la ce le acționează bine, la ce nu. Dacă vrem să avem o colaborare de succes, pentru că și eu îmi doresc asta, cum a zis și Rux, atunci hai să ajungem la un consens. Ok, tu îmi zici dacă vrei să pun accent pe anumite proprietăți ale produsului sau dacă ai un hashtag anume pe care vrei să folosesc sau ceva de genul acesta, și în rest, lasă-o bine să fac treaba cum știu eu și de cel mai multe ori la final îmi zice că aia trebuie. Hei, salutare! Am revenit, evenimentul s-a terminat, am avut multe de învățat, ne-au spus câteva sfaturi legate de cum să discuți cu brandurile, cum să negociezi bugetele și așa mai departe. Cred că o să vă placă video-ul ăsta. Și nu uitați totuși să dați subscribe ca să vedeți și mai multe videouri de gen. Așa că, pa, pa!